Copiii sunt viitorul societății, asta este și deviza primarului comunei Bresnița Ocol, Cătălin Răghici, care mereu a pus accentul pe investițiile ce îi vizează în mod direct pe copii și elevii din comună. De această dată vorbim despre echipamente IT moderne de ultimă generație, care au fost distribuite tuturor celor implicați în procesul de învățământ. Astăzi, 15 iunie 2022, este o zi deosebită pentru învățământul de pe raza comunei Bresnița Ocol. Prin munca comună a mai multor persoane și instituții, am reușit să dotăm unitățile de învățământ de pe raza comunei prin aplicarea unui proiect cu fonduri europene, îmbunătățirea activității predării în mediul online în școala gimnazială Bresnița Ocol. Elevii care învață la școala gimnazială din Bresnița Ocol vor beneficia de cele mai moderne condiții de învățământ. Unul dintre cei mai performanți primari din județul Mehedinți, Cătălin Drăghici, a depus toate eforturile pentru ca sălile de clasă să fie dotate cu echipamente IT, cu ajutorul cărora cunoștințele să fie asimilate mult mai rapid și plăcut. Astăzi copiii de la școala primară cât și școala gimnazială au primit cu toții tablete. Este un proiect din fonduri europene prin programul operațional competitiv. S-au primit un număr de 140 de tablete, laptopuri pentru domnii profesori, cât și table interactive, camere web și așa mai departe. Le urez succes tuturor, sper să aibă rezultate cât mai bune la învățătură. Acum au și condițiile necesare și vacanță plăcută tuturor. Comuna Bresnița Ocol este un exemplu de urmat, fiind printre puținele din țară care beneficiază de astfel de condiții în sistemul de învățământ. Aceste echipamente moderne vor servi ca suport pentru organizarea lecțiilor într-un mod mai atractiv pentru elevi și la îmbunătățirea performanței lor, inclusiv în timpul pandemiei de COVID-19. Lumea se schimbă și odată cu ea trebuie să schimbăm și noi sistemul de învățământ. Trebuie să găsim metode și mijloace de predare, învățare, evaluare moderne care să atragă copilul la școală. Felicit pe domnul director, pe domnul primar pentru acest proiect. Dacă vedeți, foarte puține școli din mediul rural au așa ceva și, într-adevăr, nici în mediul urban nu sunt atât de dotate cum ar trebui, dar apar diferite oportunități pe care văd că școlile le fructifică. Îi felicit încă o dată și aceeași cale să urmeze și alte școli. Pot să ia legătura cu domnul director și să fie un exemplu de bună practică. La cercurile noastre cu directorii, chiar aș dori ca dânsul și alte școli din mediul rural, încă două, trei știu eu, care, într-adevăr, au fost foarte bine dotate, să își prezinte rezultatele, să fie un bun exemplu pentru celelalte. Noile echipamente permit folosirea unor tehnici moderne de predare pe care tinerii din ziua de azi le stăpânesc foarte bine, încă de la vârste fragede. De asemenea, orele tradiționale se vor transforma în unele interactive. Este un moment deosebit pentru cadrele didactice, pentru elevi și pentru părinții acestora. Este un proiect implementat de școala gimnazială Bresnița Ocol, în care am reușit să obținem 140 de tablete pentru fiecare elev al unității noastre din învățământul primar și gimnazial. Au beneficiat toți colegii de laptopuri în număr de 26 și au fost modernizate 11 săli de clasă care au în dotare tablă inteligentă, panou de proiecție, videoproiector, calculator, cameră web. Tabletele au instalate aplicațiile necesare și beneficiază de internet gratuit, întrucât cursurile online să se desfășoare fără probleme și fără cheltuieli suplimentare din partea părinților. Vreau să îi asigur atât pe domnul director cât și pe ceilalți profesori de bună colaborare și sprijinul nostru în continuare, chiar dacă noi tot timpul suntem în fața dumneavoastră. În spatele nostru e o echipă întreagă care au lucrat la acest proiect și din cadrul primăriei și din cadrul școlilor. Deci felicitările le merită și ei, nu numai noi. Sper ca copiii se bucure de aceste tablete, să lucreze așa cum a spus și domnul inspector pe ele, să aibă grijă de ele, iar dumneavoastră să vă ocupați de educația lor, pentru că în vacanță, într-adevăr, chiar dacă e vacanță, trebuie să mai lucreze și părinții. La școală vin, lucrează 3-4 ore domnul profesor cu ei, dar trebuie să ne ocupăm și noi de educația lor.
Acest proiect vi se adresează dumneavoastră. Este făcut pentru dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră și vă rog să folosiți această tehnică. Nu doresc ca, din prea multă grijă, să nu folosiți această aparatură. Este pentru copii, copiii să o folosească, profesorii să o folosească în procesul instructiv educativ. Foarte frumoase sunt și tablele acelea inteligente și foarte utile. Există programe speciale, atât pentru predare, cât și pentru evaluare. Felicit pe domnul director și pe domnul primar pentru acest proiect deosebit. Elevi de toate vârstele așteptau cu nerăbdare sosirea acestor dispozitive, întrucât își doreau o schimbare, iar în cazul unui nou val de pandemie, cu toții, indiferent de posibilități, vor putea participa la cursuri online fără nicio problemă. Abia așteptam să primim tablete și chiar abia și să le folosim. Eu aș crede că este chiar un pas mare în învățământul românesc ca să dea tablete la copii, doar asta nu o să ne împiedice să fim elevi buni. Și da, trebuie aceste tablete sunt o să ne ajute pentru a învăța mult. Pare că este un proiect foarte important pentru comunitatea școlară, dar cât și pentru profesori, pentru că le lasă oportunitatea să predea și în alt fel decât în modul obișnuit, cu tabla, cu cretă, și putem să învățăm mult mai ușor prin imagini și videoclipuri. La fel de încântați au fost și părinții, care sunt siguri că aceste echipamente le vor fi de folos copiilor în procesul educațional. Este o inițiativă bună pentru copii, părerea mea. Acum, eu știu ce să zic. Este o schimbare în învățământ. Sigur că da. E o schimbare în bine, zic eu. Este un proiect foarte bun pentru toți. Trebuie... Cât de necesar era pentru ce? Necesar este tot timpul câte o schimbare. Acum depinde și de ei cât vor și cum vor. Datorită implicării primarului Cătălin Drăghici, în cadrul școlii gimnaziale din comuna Breznița-Ocol s-au derulat investiții importante. Printre acestea se numără un teren multifuncțional de sport sintetic, unde elevii își pot desfășura orele de educație fizică în condiții extrem de civilizate, dar și un loc de joacă echipat la nivel european, de care pot beneficia toți copiii din sat. După cum a văzut toată lumea, inclusiv noi cadre didactice, în momentul în care a izbucnit pandemia, ne-am dat seama că aceste dispozitive ne sunt indispensabile desfășurării procesului de învățământ. În urma acestui proiect, în care au fost implicați foarte mulți parteneri, am reușit în sfârșit să dotăm școala cu aceste table inteligente și tablete interactive. Putem să desfășurăm activitățile altfel decât le desfășuram până acum. Copiii sunt foarte receptivi și foarte entuziasmați în același timp, pentru că trebuie să recunoaștem că deja de la o vârstă fragedă ei știu să folosească, poate chiar mai bine decât noi, gadgeturile acestea moderne. Sunt multe lucruri pe care să știți că le învățăm de la ei. Deci de multe ori sunt mai experimentați decât noi. Se pot folosi în procesul de predare de la clasă, dar și în procesul de învățare de acasă. Se pot descărca foarte multe jocuri și programe interactive. Se pot la fel face echipe la nivelul clasei și interacționa cu această tablă inteligentă. În cazul unui nou val de COVID-19, datorită acestor echipamente, nu vor mai exista probleme în procesul de învățământ online. Pandemia a scos la iveală multe lipsuri existente, constatându-se astfel că majoritatea elevilor nu dispuneau de dispozitive adecvate pentru participarea la cursuri, respectiv că nici cadrele didactice nu dispuneau de dispozitive adecvate pentru a derula și desfășura procesul de învățare online. Primarul Cătălin Drăghici a dorit întotdeauna să ofere comunității pe care o conduce cele mai bune condiții de trai, iar educația copiilor din zonă este o prioritate pentru acesta.